Dar unde-i piața? Tu știi unde-i piața? 433 de lei. E, de unde eu așa bani să eu am? E, vin de camera și cumpăr. Hai, lasă-o! Malabier! Și trebuie de luat și o patlașică și un pietre. Numai decât șocoadă de ceapă verde. E, glodă! Bad boy, bad boy, what you gonna do? Documentul tău încă scaldă, băi. M-am prins la ouă. M-am prins la ouă. E un fragrant. Cum îți buregheții. Nici duminică nu dau pași să dorm cum scade. M-am sculat azi la ora 7. Hai să filmăm la Olănești. Ce țar vlogul să știi. Dar unde-i piața? Tu știi unde-i piața? Welcome to Santropești. Bine ați venit la Olănești. Eu, Alexandru Comerzan, bucătar care cunoaște bucătărie europeană, nu mai știi și acolo, italiană, dar din păcate nu prea cunosc bucătăria noastră tradițională. Și astăzi îți cunoaștem rețete vechi, dar înainte de asta trebuie să mergem la piață la Olănești, ca o piață, am auzit, superbă și cu toate produse care cresc țăranii acasă. Și asta e tare, tare frumos și tare, tare de apreciat. Așa că haidem la piață și după asta ducem la gătit. Prima regulă, dacă vă porniți la Olănești la piață, trebuie leacă trezirea mai de dimineață. Aveți crescătorie aici? Cresc oamenii acasă sau da, cumpără din da. Dacă e de casă, eu și acasă îmi pun un congelator. 433 de lei. E, de unde eu așa bani să eu am? E, vin de camera și cumpăr. Hai, lasă-o! Malabiet! Lasă-o! Îți vin de camera. Ai Instagram? N-am eu. Facebook? Facebook am. Ia că îi scrie. Alexandru, cum îți zici, găsești acolo un băiețel frumos. Alexandru Comerzan, ia-mi intri pe Instagram și uite. Sunt unicul moldovan care a câștigat un concurs în România, de bucătărie. Eu sunt cu mâncat, ai băieți, nu sunt cu bătut, nu sunt cu asta. Cu mâncat. Un kil de brânză vreau, bună ziua, Doamne ajută. Brânză ca la Olănești, tu n-ați găsești nicăieri. Like, carne ca la Olănești, am înțeles că nu găsești. Dar de ce? Ia că gustă, uite, doamna îți dă voi zguște o bucățe. O vezi că e cunt în două, uite. Eu sunt brânzar, îmi place tare. Da, și nu te nică vreau. Vreau de asta de cap sărată. Cum faci brânza? Ai căpri acasă, ai vacă, ai ceva? Căpri și vaci. Câte vaci ai? 3. Dar dau vă 30 litri de lapte pe zi? Numai dimineața am 200 de litri. Înțeles? Numai dimineața 37, seara încă 30. Serios? Și trebuie de luat și o patlajică și un pietre. Numai decât șocoadă de ceapă verde. Francesca noastră, când prima dată a ajuns în Moldova, a dat de glot, știi? Și numai așa, o călcat și a făcut... Eee, glodo! Un miel, da. Cât e miel? 120. Da, matarele ai crescut? Da, pe cine au crescut. E de casă, da? Îmi place tare carnea de miel, să mă duc acasă și am o oală de lut, ca să-l pun în trânsa cu o leacă de ierburi, cu usturoi și o leacă de țară și chipet și în țară am făcut o mâncărică... Las că eu mă pșef. Așa de gustos, primești. Ia spune-mă tare, câți bani trebuie să-ți dau? Avem 380. Dar păi, băieți, ce să zicem dacă ea ca prima, trăim mă cu pensie. Ea ca omul e la pensie, trăim mă cu 2000 de lei noi. Și ea ca ne chinuim așa acasă și avem, ea ca... Facem 4 de ani, să vă doriți. Cu 2000 de lei, sâmbă. 1000 de lei, doar n-a dat. E dureros când auzi așa ceva. Da. Și hai, nu mai e bine. De cum să nu cumperi când vezi așa ceva? Cel mai dureros e că câte dintre noi au părinți și că lucrează o viață și ajung la pensie și... Asta e situația, dar e iurea situația. Nu e și mai plăcut, știi? Mă doare sufletul când aud așa și cazuri. Într-adevăr, îi sărășie și nu putem nega faptul că unii trăiesc extraordinar de greu. Și mereu le spun la băieți, ieșiți din zona voastră din confort, băi, lucrați, băi, depuneți efort. Ca să nu ajungi la bătrâneță și să știi dezamăgit de stat, pe tinereță trebuie să dai din coate. Dacă așa se întâmplă în voastră. Bine ați venit, sănătoși! Bine v-am găsit! Da, să fiți sănătoși! Eu de des am auzit la televizor. Familia noastră, o familie care iubește oață, iubește
oameni buni. Și iată că așa des mă uitează Alexandru Comerzan, despre care am auzit chiar ieri, am fost la noi. Iubiți, un fost elev de-al nostru, a fost dirigent. Că el, da? Nu, de partrești, când vine, vine să ne vadă, mai trăim, mai suntem vii, sănătoși. Mai tu ai auzit de Alexandru Comerzan? El zice, dar cum nu? Dar el hrănește Chișinăul. Dar e bun sau rău? Ce? Păi vine mâncată. Mătare a fost profesoare, da? Da, am doi. Dar Mătare e profesor de muzică. El da, dar v-a cântat marșul. Ai cântat, o cântat. Eu n-am auzit. Poate cântă așa că îi place să cânte. Doamna Eugenia și cu domnul Elie, în primul rând sunt profesor de școală și deja aici se pune mult. Deși deoarece profesorii sunt mai răbdători, sunt mai cuminți, sunt mai liniștiți. Știu abordarea asta cu copiii și cumva eu am văzut deoparte că ne-au primit în casă ca pe niște copii tot al lor, știi? Of, am lucrat 41 de ani profesor de limbă română. Eu nu mă simțeam chiar cu sănătate, mă rog, și eram obosit. Și lucrez ca directoarea Muzeului de Etnografie din satul Crocmaz. Sunt mulțumită. Am făcut atâtea lucruri frumoase cu Consiliul Raional, cu Primăria, cu Statele Unite, cu Polonia, cu Estonia, cu România. Am atras proiecte, am în jurul la 1 milion de lei din 2014 încoace. Și-s bucuroasă foarte că am știut să vorbesc cu oameni. Am știut să-i conving că ne trebuie și gata, trebuie. Și mi-au dat, mi-au ajutat. Na, Eugenia de Omidona, Ilie Grafă, ia uitați cum stau aici. Am improvizat. Bunica mea, eu amintirea care o am, am mai spus-o așa să mai spun, la noi scoțunajă. Adică când ducem la bunii, făceau un lighean de ăsta, da, mare, cu coțunaj și toți mâncau coțunaj. Da, dar la noi se zic chiroși. Chiroște. Se face cu cartofi. Cartofi, da. Și cu brânză. Eu ca tare spun o dată, părțeleți, eu n-am mai fost niciodată. Este la noi regionalism, știți, dialectism, învățam odată la facultate. Da. Da, sunt unele, da, sate, unele raioane, unde se folosesc anumite cuvinte care nu sunt folosite în alte regiuni. Corect, Iorgan, da, Undeal. Da, cum, Săivan, Ceatâie. Săivan, așa un fel de garaj fără de ușă. Sarai. Un fel de garaj fără de ușă. Lumea în sat Crocmaz, părinții mei mâncau borș cu burechiță și era tare gustos. De când țin minte eu că borșul cu burechiță tare era întrebat și lăudat și folosit, în satul Crocmaz nu era masă de pomenire, nu era masă după înmormântare, ca să nu fie pe masă, prima mâncare cu lingura, borș cu burechiță. Burechiță sau burgheț? Burechiță. O burechiță, a, mai multe burechiți. Dați mâncați ghinișor și dați ne apucăm. Borș cu burechiță. Un fel de pilmică, da? Eu așa, da, înțeleg. Da. Ia că din și am văzut eu carnea care am cumpărat-o la piață, am dat-o prin mașină de tocat manuală, am dat la tocat șapa și usturoi, da? Da, adăugăm. Chiper negru și sare. Am înțeles că șeful căsă nu prea mănâncă sărat. Dar noi desfacem pentru restaurant. Voi faceți pe șumbol. Da. Tu am înțeles că mata... Ei, numai nu mata, te rog. Hai tu, Dara, așa, tu ești fiorul meu. Voi din toți trei ceva ești un cioban. Eu în bucătărie. Cioban în bucătărie? Da, ciobanul bucătărie. Cam așa. Ești cam mentorul lor, ești conducătorul lor, ești practicianul care îi fotografiază, filmează. Da, eu cu lucru. El simți cu mâinile, simți cu ochii, simți cu urechile, simți cu limba, îi place să gătească și mai mult trebuie și pe un bucătar. La mine genele terminat de bucătar. Oh. El acasă, ține casa cu mâncare, îi place foarte să gătească și acasă. Eu cred că noi avem o bucătărie tare gustoasă. Bucătăria, da, noastră, da, moldovnească, e, nu știu dacă e corect spus, de atât că noi avem foarte multe influențe, chiar, da, și de la turci, chiar, da, și de la sarmale. Da, da. Sarmale doar nu sunt noastre, tot cumva vin de la turci, ea ca burechiții tot, eu nu știu dacă vin de la turci. Eu, ca bucătar șef, câteodată din rușine, nu cunoaștem tradițiile noastre până la capăt. Eu îmi dau seama că eu cunosc mult mai bine bucătăria tradițională italiană ca bucătăria tradițională a noastră, moldovnească. Mama, într-o duminică, tot așa, împreună cu băietul și cu fata mea, s-au apucat să facă coțunaș. Și când ne-am așezat la masă, am început a plânge ca un copil mitel, ne-am adus aminte de bunica.
italienii fix așa fac. Fix, adică dânsă e toate alături pe bază de făină și ou. Dar eu nu știu ce ținem și eram ferm condens. Dar noi se face pe bază de apă. Primul lucru când ai făcut casă, ai făcut beciu. Întâi beciu. Și apoi m-am cumpărat un țiment ovoț, mai tic 20 toane de țiment și l-am turnat aici în beci. Asta vieșe din socul lor, dar aici sunt pe 10 ani. Serios, stai și cum e? Nu se mănâncă. Ca pentru timpuri, casa e destul de mare. Teasc, 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 ăsta-i teasc. Aici anunțul îmblă, fermentează. Fermentează, îmblă, da. Genul îmblă. Bad boy, bad boy, what you gonna do? You gonna do, you know, like, Bun, numai două, sunt Moldova două. În timpul războiului, și-au luat aici fântâna asta și-au umplut-o cu griu. Deasupra au pus-o scândul și-au dat pământ. De tipul nenic. Și după aceea s-au terminat războiul, s-au schimbat conducerea, el o desfăcut tetul, scos griu și făcea făină și adeu ce mânca. Ingenios! Ei, deci! M-a spus să era pristuprenică, nu-i nică? Nu-i nică. E, s-a stricat ouă, duc. Ei, nu-i nevoie. Vezi că sigur nu știa Anna ouăle, mă. A, ia uite, le sunt treci. Tu îți documentul, te-o scald, băi. Dar eu des eu un băț, m-am prins la ouă. M-am prins în fragrant. M-am prins la ouă. Un, două, trei, patru, azi este nouă, dar mâine o să ouă 19 sau 20. Eu prima dată mă gândeam. Doamne, ferește! 50 de ani am trecut cu deja și vin eu pe cotarea bolului. Chiar, chiar. Vânjos, nu știu cum și a luat. Da. Gurmandul nostru a spus că aluatul e cam tare. Pentru mine nu e tare, aluatul e super. Eu prima dată mănânc așa, cu așa o poftă, cu așa un gust, eu nu... Un gust specific tare, tare, tare bun. Cum îți bureghețe? Capelete moldovnești. Pentru mine a fost o descoperire, sincer. Adică deja inițial, când am văzut după cum e taie, am zis că nu cumva sunt tortellini. Și când am văzut că am pus cu carne și în borș, zic, sau un bulion, ceva, zic, de pe zi stai alea, că este capelete în brodă sau tortellini în brodă. Apropo, neapărat, și vă îndemn pe toți care urmăresc vlogul, trimiteți mesaje ce am putea descoperi și din ce parte a Moldovei sunteți și ce aveți tradițional sau ce-ți mânca tradiții la bunici. Scrieți, scrieți, scrieți și poate nici nu știi cum facem așa un tur pe toată Moldova și descoperim tradițiile noastre moldovenești, bucatele tradiționale. Nu știu, eu am rămas foarte impresionată și mai ales că el a venit cu soția și cu buburuza asta micuță, așa de frumșă, așa de umânoș, așa de sincer, deschis, parcă îi cunosc de 100 de ani, măcar că este tineri și au puțini ani, știți? Dă, Doamne, multă lume de asta să avem noi, când tinerim și noi cu voi. Tineretul, chiar nepoții și copiii cam se îndepărtează de bătrâni. Noi suntem mai bătrâni cam pentru copii o povară. Asta e tare frumos. Eu cred că de când au plecat părinții mei în Italia, asta a fost cea mai frumoasă duminică.